câini care se declară pe sedutare în studii de gen. Ca să fiu exact, nu? Mulțumesc foarte, foarte mult pentru introducere. Mulțumesc și pentru invitație. Sunt deosebit de onorată să fiu aici în intimitatea cooperativei G. De asemenea, aș vrea să îi mulțumesc Teodorei nu numai pentru invitație, dar și pentru volum. Felicitări! Este o muncă, este dovada unei munci extraordinare și cu siguranță dovada unui devotament extraordinar pentru istoria femeilor din România. Grila mea de lectură cred că a fost puțin diferită de cea a antevorbitorilor mei. Eu am considerat cartea și nu știu dacă complimentul îi va face, să spun, plăcere autoarei neapărat, dar mi se pare că putem alătura acest volum la cel al, la volumele Ștefaniei Mihăilescu. Adică pentru mine este un volum care ține foarte mult de istoria femeilor din România. Și am avut plăcerea să descoper personaje noi, invit și pe, pe participanți să descopere personaje noi. Pentru mine mărturisesc că personajele noi au fost cele din școala gustiană, adică cercetătoare extraordinar de interesante, dar pe de altă parte apar și texte noi ale unor feministe foarte interesante, precum Alexandrina Cantacuțino sau Calypso Botez. Putem discuta despre ele într-o mai târziu. Bun, sigur, felul în care m-am raportat la lucrare, cred că ține într-adevăr de... am găsit-o ca pe o sursă extraordinară, așa cum am spus, pentru istoria femeilor. Pe de altă parte, mi s-a părut extraordinar de convingătoare explicația absenței femeilor din, să spunem, canonul sociologic sau istoric. Teodora folosește o explicație foarte frumoasă, efectul Matilda, cumva o sumă de, să spunem, motive pentru care contribuția femeilor este mai puțin cunoscută, mai puțin recunoscută ca și contribuție cu valoare intelectuală. Fie că e vorba despre temele pe care cărora le sunt desemnate de cercetătorii mai cu senioritate, vorbim de teme precum familie sau ritualuri de naștere, fenomene care țin de viața intimă a familiei, fie că vorbim de, nu știu, acest fenomen prin care femeile ajung la un moment dat să devină mai bune dactilografe sau arhiviste sau calculatoare, da? pentru cercetătorii bărbați. Și explicația mi s-a părut suficient de suplă cât să acopere o varietate de scenarii de viață și cât să dea agenție acestor actori femei. Iar pentru mine problema rămâne în continuare următoarea. Dacă contribuția acestor femei în epocă pare a fi extraordinar de prezentă, ce se întâmplă cu, poate că problema, de fapt, rămâne recuperarea acestei contribuții și să spun, construcția canonului atât istoriografic cât și sociologic. Și aici, pentru mine a fost, am să mă raportez acum la o experiență personală. Cândva, în 2016, am colaborat cu o organizație neguvernamentală la un proiect legat de manualele de istorie. Încercam acolo o analiză prin care să vedem în ce măsură istoria ale minorităților, inclusiv istoria a femeilor, este reflectată în manualele de istorie a românilor. Și, cum să spun, sigur, raportul în sine cred că este
un subiect așa delicios pentru un alt eveniment, dar ce vreau să spun este că m-am uitat astăzi din nou pe raportul de cercetare și se pare că în manualele de istorie apar circa 5 personaje femei care, evident, Ecaterina Teodoroiu, Elena Ceaușescu, scriitoarele de la Marta Vibescu, Elena Văcărescu și Regina Maria. Da, cam asta. Cam asta este canonul pe care îl învățăm la școală. Bine, acum, mă rog, în contextul noului manual, nu știu ce să zic. Bun, și pe lângă grila asta de lectură, la fel mi se pare extraordinar că Teodora a găsit sprijin pentru demersul acesta intelectual. Mi se pare, cum să spun, discuțiile de astăzi legate de necesitatea unei intervenții de gen în diferite științe, mi se pare problematică. Adică, sigur, noi între noi, cred că pentru noi e un fel de recuperare necesară și naturală. Pe de altă parte, cred că începem din ce în ce mai mult să vedem și cum arată un contraargument la aceste demersuri. Adică, dacă abia acum facem primii pași să recuperăm această istorie, exact acum ne confruntăm cu oponenți. Și așa că felicitări celor care au sprijinit-o pe Teodora în acest demers și mult succes în continuare. Eu personal îmi doresc o istorie atât a femeilor și a bărbaților din școala Augustiană. Nu știu cum o să arate, cum va fi, dar mi se pare un plan de viitor interesant. Și altfel, lectură plăcută. O să găsim multe personaje foarte interesante în carte. Mulțumesc! Atâta vreau să adaug, înainte de a da Teodorei,